și bine pregătit. Interviurile sunt filmate, dar videourile vor fi disponibile după finalizarea tuturor interviurilor, în cazul în care vom primi decizii pozitive de la Comisia Prevente, în momentul avem trei candidați evaluați pozitiv, respectiv am început intervievarea acestor trei candidați, respectiv dacă până la fine de săptămâni avem toate deciziile Comisiei Prevente, la sfârșitul săptămânii vor fi puse pe, deci pe pagina Parlamentului toate interviurile integrate. Conform regulamentului aprobat de Comisia Juridic, noi am aprobat în ședință închisă azi dimineață grila de evaluare a candidaților și întrebările pentru fiecare dintre candidați. Și respectiv sunt aceleași întrebări pentru fiecare dintre candidați, cu posibilitatea membrilor comisiei să ofere întrebări de precizare în cadrul unei întrebări. Tradițional, prima întrebare este ce vă recomandă pentru dumneavoastră ca și experiență, cunoștințe, abilități pentru funcția de membru acestui membru. Eu am început activitatea în anul 2000, când ar trebui fie la Justiție Iucană. Deci am activat încărțat și pe fie la Justiție Iucană timp de 2 ani, până în anul 2002. Ulterior am activat încărțare de consultant în biroul notarului și am început în jur și pe activitatea de avocat, începând până în 2003. Totodată am colaborat și am fondat organizație non-guvernamentală și încărcate mea de avocat și membru al acestei organizații non-guvernamentale. Am apărat drepturile omului, am fost reprezentat în fața instanțelor de judecată în sute de dosare. Evident, parcursul acestor 23 de ani am acumulat o experiență vastă în domeniul justiției, mai cu seamă. Și dacă ne referim la postul la care pretind, vreau să menționez că am asistat la cele trei reforme deja care a trecut pe sistemul de justiție, și ne referim la reforma de 2001, reformele lansate după 2009 și nu doar am fost un martor ocular, dar chiar și participant în calitatea mea de reprezentant atât pe de-o parte a justițiarilor, cât și a unei entități independente care a evaluat reformele care au avut loc. Deci consider că bagajul meu de cunoștință poate să aducă plus valoare în viitorului Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât să finalizăm cu succes și acea reformă, să avem instituții care se corespundă viziunilor și misiunilor noastre ca societate și ne mijlocit să ne mândrim cu faptul că vom avea, într-adevăr, o justiție care să ne permită inclusiv integrarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc mult! Dacă sunt întrebări de precizare la prima întrebare, care vor fi primele acțiuni care vi le propuneți în calitate de membru acestui membru? Bine, la moment avem o situație de blocaj în sistemul de justiție. Vorbim aici despre lipsa judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Acest blocaj, probabil, va fi primul ordine de zi și membrii Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să rezolvă întâi de toate depășirea acestei situații, care, de-a dreptul, blochează, în general, tot sistemul justiției, având în vedere că, la moment, nu se expune această instituție asupra multitudinilor de probleme. Care ar mai fi alte priorități? Bine, în platforma care am expus-o, ne-am menționat care ar fi competențele mele și ce aș putea să ajut nouă componență Consiliului Superior al Magistraturii. De toate, vorbim aici și de o problemă care este la limita înțelegerii, așa, atât din partea judecătorilor, primelor instanțe, mai cu seamă, cât și justițiarilor, dacă vorbim despre persoanele care, inclusiv avocați, de ce nu, care au procese, inclusiv la cursurile de apel și Curtea Supremă de Justiție, aici avem o altă problemă, vorbim despre uniformizarea practicii judiciare,
Ori, de multe ori, instanțele și justițiabile consideră drept o loterie ce se întâmplă în instanțele de judecată, având în vedere că, bine, câteodată poți să obții o soluție, de altă soluție. Deci, în definitiv, oricum Curtea Supremă ar fi instanța finală care se va expune asupra acestei probleme și, din perspectiva mea de membru a Colegiului Disciplinar, dar prin faptul că deja mai bine de un an de zile am fost și membru al Colegiului Disciplinar, am avut posibilitatea să analizez, să spunem, 10 de plângeri din partea cetățenilor și am văzut că, de multe ori, plângerile sunt focusate pe disciplina judecătorească, sistemul judecătorilor. Cu toate acestea, aceste abateri, după cum se expună justițiabile, nu fac parte din câmpul de activitate de legii Sordășov. Deci noi ce vorbim iarăși despre faptul că se constată că deodată însă judecătorii recunosc faptul că nu înțeleg cum s-a argumentat la o instanță ierarhică superioară, o soluție sau alta. Pe de altă parte, aceasta nu este o abatere, reșind din prevederile legii. Deci, probabil, aici ar fi trebuit să vedem ambele perspective, atât a instanțelor de judecată, judecătorilor, cum ei abordează această problemă, cât și a justițiabilor, pentru că este o situație de confuzie. Deci, dar, în fine, deci astea sunt primele acțiuni. O concretizare. Da. Deci, mi-ați spus că în cazul în care este deja o decizie, prima care a decizie, ea poate fi considerată ca abatere, da? De la... Nu, din contra. Deci există... legea nu prevede garanția... De doi judecători de exact, da. Deci eu spuneam, reșim din date statisticile care sunt inclusiv la inspecția judecătorească, care se referă și aici eu sunt de acord cu inspecția judecătorească, pentru că nu există o abatere disciplinară, dar este vorba despre o altă problemă, și anume uniformizarea practicii judiciare. Pentru că ne dăm seama că într-un litigiu cineva are câștigat, cineva are de pierdut. Și evident, persoanele care au pierdut caută motive să argumenteze de ce ar fi trebuit să câștige. Și argumentele lor ar fi inclusiv soluții pe alte cauze similare. Și atunci apare această înțelegere câteodată greșită a justițiabilor că în situația lui concretă s-a comis un abuz. Următoarea întrebare pentru dumneavoastră ar fi următorul ordin. Respectiv, dacă vă puteți expune care sunt instrumentele pe care le are plan de mână un membru CSM și, în general, între corpul CSM, pentru asigurarea integrității în rândul judecătorilor. Opinia dumneavoastră personală, ce ține de legislația actuală sau instrumentele pe care le aveți la îndemână, dacă sunt suficiente sau nu sunt insuficiente, și unde trebuie să intervină Parlamentul, inclusiv Guvernul, societatea civilă, cum ar putea să implice pentru ca CSM-ul să poată realiza curățarea sistemului de sinistrător. Bine, aici vorbim despre perspectiva iarăși a justițiabilor, care nu are cum să înțeleagă de unde o persoană care este judecătoră duce un mod de viață care nu este în corespondere cu veniturile sale oficiale, deci primul aspect. Să înțelegem că aceasta în sine nu este o abatere disciplinară și nu este sancționată conform legii 168. Pe de altă parte, vedem un eșec total al Autorității Naționale de Integritate care ar fi trebuit să preia această sarcină. Și aici eu consider că ar trebui, întâi de toate, eu cel puțin, dacă aș fi membru al Consiliului Superior Magistraturii, ar trebui cumva să ne gândim cum să fortificăm capacitățile acestei instituții, astfel încât ea să fie instituția care să realizeze acest control eficient. Pentru că, la moment, există codul de etică și deontologie, există legea cu privire la răspundere disciplinară. Nu cred că CSM-ul ar trebui să se implice inclusiv în verificarea proprietăților și integrității, dacă aceasta nu depășește inclusiv abaterea disciplinară de articolul 4 litera T. Fiindcă avem și acolo o abatere disciplinară și, de altfel, anul trecut au fost emise deja o sancțiune sub formă de eliberare de funcție, anume pe faptul că
persoana a acceptat anumite beneficii ca urmare a cooperării cu o parte în dosar. Uitați, acolo avem o sancțiune destul de clară. Dar nu putem să extindem o asemenea abordare și în privința altor judecători care etalează un mod de viață care nu este în corespundere cu venitul de sală legal. Deci, răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră ar fi fortificarea capacităților întâi de toate anilului și serviciul fiscal care ar fi trebuit să să îndeplinească acest rol de câine de bază și de control nemijlocit a veiilor. Dumneavoastră considerați cadrul normativ suficient și unde ar trebui Parlamentul să intervină? Deci, iarăși, vorbim despre, dacă vorbim despre cadrul normativ, evident, CSM-ul are aceste prerogative să expună și să propună anumite modificări, dar, la moment, deci noi vorbim despre o problemă de societate, și anume percepția justițiabilor că sistemul este corupt. Pe bună dreptate, sunt situații în care judecătorii iarăși admit aceste abuzuri, având în vedere, așa le-aș califica eu, pentru că dacă nu ai putea să justifici de unde ai așa surse financiare ca să duci un mod de viață pe care îl duci, atunci eu aș considera că acesta e mai mult un aspect de răspundere nu doar disciplinar. Deci este vorba despre alt tip de răspundere. Și uitați-vă, acolo ar trebui cumva să asigurăm, pe de o parte, independența judecătorilor din partea unor acuzații abuzive, pe de altă parte și răspundere nejocită pentru asemenea parte. Da, dacă vorbim de integritate, nu neapărat ne referim doar la integritatea financiară, în urmă așa, da. Aspect etic, care le poate examina CSM-ul, inclusiv cu... Prin prisma legislației. Deci, da. La moment, dacă permiteți, la moment, da. Deci avem articolul 4 a legii 178, care de principiul prevede anumite aspecte și condiționalități, posibilități de sancționare. Deci, iarăși, e vorba despre faptul că CSM-ul nu ar putea să se poziționeze în calitate de organ care să examineze anumite soluții. Aici vreau să ajung. Deci eu nu cred că ar fi o soluție în acest sens, că CSM-ul să aibă prerogativă de reexaminare a soluțiilor care au fost date de judecător. Deci în cazul în care deci, avem anumite instanțe ierarhice superioare care constată aplicarea abuzivă a normelor, atunci vorbim despre o abatere disciplinară în sensul în care există prevăzut de articolul 4. Mersi mult. Articolul 4. Considerați că actualul CSM ar fi putut, în condiții legii existente, să decidă să plătească comisii de onoare a unor judecători despre care se cunoaște din societate, din presă, că au admis acțiuni sau acte care au discreditizat justiția din Republica Moldova. Bine, eu nu am studiat aceste cereri și aceste dosare care au fost examinate de CSM. În fine, deci noi iarăși ajungem și la întrebare care a fost pusă anterior. Adică eu consider că nu ar fi corect ca o persoană care a păgubit sistemul de justiție, a emis hotărâri care contravin normelor de drept să fie pur și simplu acceptat în demisie. Deci dacă vă referiți la aceasta. Dar nu mă pot expune acum la soluția care a fost dată nemijlocit în cazul unui judecător concret, având în vedere că nu am accesul la aceste. Da, dar dumneavoastră spune că s-a activat în colegii disciplinari, da? Da, dar aceasta nu face parte din competențele colegii disciplinari. Deci noi examinăm deci contestații cetățenilor, inclusiv rapoartele inspecției judiciare și, în jucit, propunerile sancționare care vin din partea inspecției judiciare în conformitate cu articolul legea 188. Da, și asta face parte, cumva, din alte... Da, dar, până la urmă, propunerile care au venit la colegii disciplinari prin CSM, CSM-ul a salut, practic, când a luat o altă decizie, nu putea să solicitați simplu sancționat, dar CSM-ul, de exemplu, a spus că nu sunt motive sau vreau să supărăți. Adevărul este că, pe parcursul ultimilor 3 ani de zile, noi cunoaștem că nu a fost funcțional CSM-ul și, respectiv, chiar și la moment, toate deciziile care au fost adoptate și hotărârile colegii disciplinari nu au fost supuse atenției Consiliului Superior Magistraturii, adică eu activez. Deci, la moment, noi avem un blocaj pe singurul Consiliului Superior Magistraturii. Dacă tot s-a vorbit de colegi disciplinari și despre plenul CSM-ului, haideți să
disciplinar, ia anumite decizii pe un anumit caz, da? Indiferent care este, aplicarea unei măsuri, da? Și respectiv ulterior cauza ajunge la CSM. Respectiv CSM-ul trebuie să iei o decizie, da? În situația în care este de acord cu decizia luată de colegiu, ok, este ok. În situația în care plenul consideră că nu este corect aplicată măsura potrivit faptelor care s-au constatat. Opinia dumneavoastră este ce CSM-ul ar trebui să ia ei o decizie alta decât cea care a fost luată de către colegiul disciplinar. Ar trebui argumentat să întoarcă înapoi la colegiu pentru a fi reexaminată sub un alt aspect sau să fie analizate anumite aspecte care poate nu au fost luate în calcul atunci când a fost luat. Care este părerea dumneavoastră? Eu aș putea dat în jurisdicție de plin, având în vedere că CSM-ul are această competență să se expună asupra faptelor, eu aș putea dat pentru ca CSM-ul să poată adopta o altă decizie, fără primit la judecare. Pentru că noi vorbim aici și de anumite termeni de prescripție care se expiră și aici prevența întrebării dumneavoastră, inclusiv aș vrea să atrag atenție că să avem o situație în care termenul de atrag la răspundere va expira ieșind din această situație de blocaj care există și imposibilitatea de examinare. Deci eu aș considera că CSM-ul ar trebui să aibă jurisdicție de plin asupra cazurilor care se examinează. Cetățenii așteaptă mai multe rezultate, o mutare perioadă pe domeniul justiției și un element important este comunicarea bună. În general, și cu mass media, și cu societatea, și transparentizarea activității CSM, cât mai... Cum vedeți dumneavoastră aceste subiecte, cum ați asigura transparența activității CSM și o comunicare bună? Întâi de toate, noi vorbim despre popularizarea activității CSM-ului, fiindcă justițiabilii nu prea înțeleg care e structura întregului sistemul de justiție, ce se ocupă Curtea Supremă de Justiție, există confuzie inclusiv dintre competențele Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Supremului Administraturii, evident, aici vorbim despre comunicare publică care este efectuată. Și aici vorbim că CSM-ul nu ar trebui să se limiteze doar la anumite comunicare de presă, dar ar trebui să participe mai activ în popularizarea, deci, activității sale. Și noi cunoaștem că stilul care este stilul de adoptare, să spunem, de redactare a documentelor juridice este pe neînțelesul justițiabilor. Deci, un exemplu de document ar fi inclusiv acele comunicări verbale pe care trebuie să le aibă președintele Consiliului Supremului Magistraturii în adoptarea unor hotărâri care este de interes public. Deci, aici aș putea face o analogie cu activitatea Curții Constituționale care adoptă câteodată o hotărâre și ar fi cazul ca să fie comunicatorul care să explice care sunt efectele acestei hotărâri, redesubturile și așa mai departe. Ceea ce lipsea. Adevărat este lipsea. Și aici apare acea înțelegere greșită câteodată a justițiarilor și a presiei, pentru că ceva se ascunde, nu se dorește comunicarea. Dumneavoastră ați abordat și subiectul petițiilor pe care le primește în cazul dat colegiul disciplinar, dar în general, cum vedeți abordarea petițiilor în partea cetățenilor de către acestea mie? Cum de îmbunătățit acest mecanism? Cum veți aborda subiectul? Pentru că înțelegem că sunt multe petiții, probabil, care nu au CSM și probabil scoate de legă. Deci petițiile bine. Deci noi vorbim petiții din partea justițiarilor, sesizări din partea organelor de control. Și aici, bine, ar trebui să nu facem anumite concluzii vis-a-vis de numărul petițiilor acordat la starea foarte proastă sau proastă din sistemul judecătoresc. Pentru că urmează să înțelegem că oricare persoană care nu a avut câștig de cauză, deci este tentat să depună o sesizare. Multe din ele sunt nejustificate. N-ar trebui să facem semnul egalității dintre numărul de sesizări și calitatea actelor judecătoresc. Trebuie să analizăm mai degrabă care ar fi substanța acestor sesizări. Și ieșind din experiența mea, vă spun că cea mai mare confuz este din situația de aplicare în uniformă legislației, solemnitatea proceselor, poate câteodată,
Bine, mai puțin modul de distribuire a dosarelor și mai departe. Deci, cam acestea ar fi problemele de bază care le invocă cetățenii.